Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Vom lucra un glob în 3D. Pentru aceasta eu voi folosi ca bază un astfel de glob. Acestea le puteți găsi atât în magazinele de specialitate, cât și pe site-urile de pe Facebook. Pentru aceasta, bineînțeles, vom folosi culorile obișnuite de natale, alb, roșu, verde. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Eu am montat deja în culoarea albă un număr de 28 de ochiuri de lanț. Îmi sunt necesare atât cât să acopăr globul meu în felul acesta. Și acum vom porni la lucru. Deci am montat cele 28 de ochiuri de lanț, voi face unul în plus și începând de la cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi face pentru început 4 piciorușe alunecate. 1, 2, 3, cel de-al patrulea. După care voi continua lucrând un număr de 20 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 19, 20 de piciorușe scurte. Următoarele, ultimele 4 ochiuri de lanț vom face din nou fir alunecat. 1, 2, 3, 4, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și din nou voi porni lucrând cele 4 piciorușe cu fir alunecat. 1, 2, 3, 4, după care voi continua să lucrez 20 de piciorușe scurte în back loop. Deci nu voi lua întreg piciorușul în felul acesta, ci voi lua doar cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș. Și voi lucra astfel 20 de piciorușe scurte. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 și 20 de piciorușe scurte lucrate în back loop. După care voi continua cu cele 4 piciorușe alunecate. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Ajuns la capătul rândului, din nou voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi face cele 4 piciorușe alunecate. 1, 2, 3, 4, după care voi continua cu cele 20 de piciorușe lucrate în back loop. 2, 3, 4. În felul acesta vom continua lucrând un număr de 3 rânduri în relief. După care noi ne vom reîntâlni, nu uitați de piciorușele alunecate de la ambele capete, plus ochiul de lanț care ne ajută să întoarcem lucrarea. Și deci, așa cum spuneam, vom lucra 3 rânduri în relief. După ce am lucrat cele 3 rânduri în relief în culoarea albă, voi adăuga firul roșu, vom face un rând în culoarea roșie.
Deci, ochiul de lanț pentru întors lucruri îl vom face în culoare roșie, în felul acesta, pe care mă voi întoarce și voi continua să lucrez exact ca și până acum, cele patru fire alunecate, 1, 2, 3, 4, pe care voi continua cu cele 20 de piciorușe în relief și în beclub, scuzați, și vom lucra odată în jos, deci vom merge în jos, către capătul rândului, ne vom întoarce din nou și astfel vom realiza un rând în relief, în culoare roșie. Vom alterna roșu cu alb și, bineînțeles, vom da un aspect de sărbătoare globului nostru. Voi continua cu piciorușele scurte, la fel și dumneavoastră. După ce am terminat rândul în relief în culoarea roșie, voi trece din nou la culoarea albă și astfel la 3 rânduri în culoarea alb vom alterna un rând în culoarea roșie și vom lucra singure, după care ne vom reîntâlni. După cum puteți vedea, eu am lucrat 1, 2, 3, 4, 5 grupe de câte 3 rânduri în relief, alternate cu câte un rând în culoarea roșie și am încheiat lucrarea cu roșu, deoarece în momentul în care vom închide, vom păstra această alternanță de culori. După ce am măsurat pe globul meu și am văzut că am necesarul, voi închide lucrarea. Voi întoarce lucrul pe dos și, folosind din nou croșetul, bineînțeles, voi închide cu fir alunecat. Voi lua fiecare picioruș în parte, începând cu primul, și voi închide totul cu fir alunecat până la capătul acestui rând. Deci picioruș cu picioruș noi vom închide lucrarea în felul acesta. Vom lucra din nou singure și ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua. Nu vrea să intre, ba da, a intrat. Așa, deci vom lucra singure. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom lăsa firul un pic mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem. Vom tăia și vom închide rândul. Vom pune acul pentru cusut lână și, așa cum suntem pe dosul lucrării, vom începe să închidem această parte și cum vom închide, vom înseila în felul acesta. Așa. Vom merge de jur împrejur. În acest mod. Imediat ajungem la capătul lucrării. Iar când ajungem aici la capăt, vom strânge în felul acesta, vom întări lucrarea și vom scurta firul. Aceste capete de fir apoi le vom ascunde, le vom scurta în modul în care să fie cât mai plăcut
în felul acesta. Ia uitați-vă. Iar acum voi scurta și aceste fire. Între timp eu m-am îmbrăcat pentru că la mine este foarte frig, înghețat afară. Voi întoarce lucrarea în felul acesta pe față și voi introduce globul. Un pic cam dificil. O să-mi dați un pic de timp să-l pot introduce. Am reușit să introduc globul meu. Aceasta este una dintre părți. Acum cu acul din nou voi intra în partea care a rămas necusută și voi coase. Voi înzeira exact în același mod, voi ascunde acele capete, acele bucăți de fire le voi ascunde dedesubt, bineînțeles, și în felul acesta voi continua să însăil lucrarea mea. Nu am dorit să scurtez firul roșu de fiecare dată când am lucrat rândul și de aceea se văd acele fire trase în felul acela. Dar vom face modul în care totul să aibă un aspect cât mai frumos. Deci am ajuns la capătul acestui rând, după ce am înseilat totul. Acum voi strânge și aici. Și după ce voi termina de cusut, voi întări firul și îl voi ascunde. Sau, făcând așa câteva noduri, vom fi perfect. Voi scurta capătul de fir. Iar acum vom vedea în ce mod vom decora. Așa se prezintă globul până acum. Vom vedea în ce mod îl vom decora. Și mă gândesc să fac o panglicuță egală cu cea făcută la clopoței și voi porni cu culoarea albă, făcând ochiuri de lanț. Deci voi lucra ochiuri de lanț atât cât consider eu că va fi nevoie să fac o fundiță. O merge în acest mod. Am montat ochiuri de lanț pentru o lungime de 50 de centimetri. Din acest moment mă voi întoarce și voi face un rând de piciorușe scurte. Deci vom face un rând de piciorușe scurte și ne vom reîntâlni. Am încheiat rândul de piciorușe scurte în culoarea albă, acum voi atașa culoarea verde și de jur împrejurul acestei pânglicuțe vom face un rând de piciorușe scurte în culoarea verde. Aceste capete de fire eu le voi ascunde dedesubt. Aici în capăt voi face 1, 2, 3 piciorușe scurte în corespondența ultimului picioruș pentru a forma colțișorul și voi continua cu piciorușe scurte de jur împrejur, așa cum vă spuneam. Iar noi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat rândul de piciorușe scurte, culoarea verde, de jur împrejur, voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe, voi intra în cel de-al treilea și voi face piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț și piciorușul dublu în corespondența aceluiași picioruș. Firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe, intru în cel de-al treilea și voi repeta totul. Deci de jur împrejur vom lucra în același
mod, așa cum v-am prezentat, iar apoi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului cu danteluța noastră, vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, vom scurta firul, vom închide rândul, vom ascunde capătul de fir, după care veți vedea ceea ce vom face. Deci după ce ascund acest capăt de fir, voi pune pămblicuța mea și o voi apreta. Dar veți vedea în ce mod. Acum, înainte de a forma fondița, eu voi pune exact în două, în felul acesta. După care, fiecare din casă avem, fiecare dintre noi avem în casă fixativ. Eu voi da cu fixativ pămblicuța mea și o las un pic să se usuce. După care va fi gata să formez fundiță. Deci o lăsăm un pic să se usuce. După ce fundița mea s-a uscat un pic, o voi lua în felul acesta, o voi pune în acest mod și cu acul, cu aceeași culoare verde, le voi uni cele. Voi uni părțile fundiței în felul acesta, în modul în care să nu se observe prea mult. După care tot acest lucru îl vom aplica pe globul nostru, în modul în care noi vom dori. Deci vom pune în modul în care să se prezinte cât mai frumos. Eventual, chiar putem intra cu acul în partea de deasupra globului și să aranjăm fundița în modul în care ea să aibă un aspect cât mai plăcut. Deci, astfel, încet, încet ne apropiem și de sfârșitul acestei lucrări. În momentul în care totul va fi încheiat, vom apreta din nou un pic. Acum eu mai dau câteva cusături aici să pot fixa această fundiță cât mai bine. Vom atașa un fir transparent cu care vom pune globul nostru în brăduțul nostru, în brăduț sau chiar la ușă. Chiar și aceasta poate fi o frumoasă decorațiune pentru ușă. Ia uitați-vă, în momentul în care am cusut în acest mod, acum eu voi scurta firul, voi apreta un pic din nou. După ce am apretat din nou cu un pic de fixativ, eu am pus globul în modul acesta în care să puteți vedea cum se prezintă floarea Crăciunița, care am realizat-o luni, cred că luni, da, Crăciunița pentru aplicații. Îi voi pune acesteia un pic de lipici lichid și o voi aplica globului nostru. O voi pune în felul acesta, încât să dăm un aspect
cât mai plăcut lucrării noastre și, așa cum vă spuneam, cu un fir din acela transparent sau eventual chiar cu un fir croșetat din firul alb sau care doriți dumneavoastră, îl putem atașa globul nostru unde dorim. Dacă vă place ceea ce am realizat pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Cine nu este abonat se poate abona. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, că mă urmăriți, că lucrați după tutorialele mele. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!